A fost odată un timp al chitarelor electrice și un om bun aterizat de nu se știe unde între ele. Un muzician în toată puterea cuvântului, poliinstrumentist și compozitor, care în deceniul în care s-a ivit pe cele mai mari scene rock și folk ale țării, a lăsat urme adânci în melosul românesc. Atât de adânci încât și astăzi, la peste 25 de ani de la plecarea sa din țară, de Dan Andrei Aldea și Sfinx se vorbește la timpul prezent la fel de mult ca și despre celelalte două entități ale rockului românesc, Liviu Tudan de la Roșu și Negru și Nicolae Covaș de la Phoenix. Așadar, o ediție specială remix despre Dan Andrei Aldea, Sfinxul rockului românesc.